Continuăm studiul nostru armonic și cu refrenul acestei piese, având în minte un singur obiectiv, îmbogățirea cunoștințelor armonice și nu un studiu estetic comparativ. Fiecare este liber să aleagă ce structuri armonice va folosi, simple sau mai complexe, într-un anumit context. Am ales comparația aceasta dintre cele două pentru a învăța mai bine tipurile de dominante, înlănțuirile de acorduri și rezolvările lor, și pentru a ne îmbogăți cunoștințele armonice. Acest este singurul scop al studiului nostru. Înainte de a trece la analiza armonică comparativă cu care ne-am obișnuit deja, aș vrea să trecem sumar prin cele patru tipuri de dominante propuse de domnul profesor Adrian Pop și prin derivatele acestora. Deci lăsăm poștașii de data trecută să-și facă treaba și trecem la lucruri mai serioase. Propun să trecem foarte rapid în fugă peste cele patru tipuri de dominante propuse de domnul Adrian Pop, doar în tonalitate majoră. Să facem doar o mică introducere și vom lua ca și acord țintă do, do major. Ca să ne mai rămână puțin timp să discutăm și de despre derivatele din aceste patru tipuri de dominante, despre un nou tip de dominante pe care îl propun, un tip de dominante 5. Să discutăm puțin și despre stratificări, să discutăm puțin și despre lanțuri de dominante, ca mai apoi, la final, să facem analiza cu care ne-am obișnuit. Primul tip de dominantă, așa, construcția lui este de pe cvinta acordului țintă și sunt acorduri majore, cu septimă sau fără, cu nonă sau fără. Sau? Cu nonă sau cu nonă mică? Acest este primul tip de dominantă. A doilea tip de dominantă se face de pe sensibila inferioară a acordului țintă. Da? Și sunt acorduri micșorate, cu septimă. Septimă micșorată. Așa, acesta este al doilea tip de dominantă. Al treilea tip de dominantă sunt acorduri alterate care urmăresc această sensibilizare a acordului țintă. Uitați, sensibila inferioară pentru do și sensibila superioară pentru do. Sau putem avea încă o alterație formând gvintele mozartiene. Sau dacă ar fi pentru o contradominantă, am avea trei alterații. Uitați, la bemol pentru sol, fa diez pentru sol și am avea și un re diez. S-ar rezolva într-un gvar sest acord de întârziere sau cu două, cu două alterații. Acesta ar fi al treilea tip de dominante. În al patrulea tip de dominantă pot intra acordurile de tipul 1-2-3 modificate pentru a avea sensibila inferioară a terței acordului țintă. Da? Și atunci, dacă ar fi o dominantă de tip 1, am alterat cvinta pentru a obține această sensibilă pentru terța acordului țintă. Da? Da? Și aceasta ar fi o dominantă de tip 4. Poate să vină și cu septimă. Așa, aceasta ar fi o modificare a tipului 1. Dacă am face o modificare a tipului 2 de dominantă, să avem un acord micșorat, vedeți? Am avea în minte iarăși această sensibilă pentru terță, tipul 2. Tipul 3 ar fi cu aceste două sensibile, da? Vedeți, în care avem o sensibilă superioară pentru 2, o sensibilă inferioară pentru do și o sensibilă inferioară pentru terța acordului țintă. Dacă am văzut cele patru tipuri de dominante
pe care ni le-a propus domnul profesor Adrian Pop, aș vrea să trecem mai departe și să vedem dominantele atipice, derivatele din cele patru tipuri. Aș propune o dominantă de tip 5, o derivată din dominantele de tip 2, construite pe sensibila inferioară a acordului țintă, doar că nu mai avem acorduri micșorate, ci avem acorduri majore cu septimă. Așa. Deci dacă acordul țintă este do major, sensibila inferioară, acord major și cu septimă, și se rezolvă pe acordul țintă, sau dacă ar fi pentru treapta a patra, în exemplul nostru, suntem în mi bemol major, vom avea o dominantă de tip 5 pentru treapta a doua, așa, unde avem o notă comună, si bemol, și în acordul de dominantă și în acordul de treapta a doua. O să vedeți cum. Deci avem treapta a doua în mi bemol major, care este fa, la, do. Și avem acorde de dominantă, un acord major, da? Pornind de pe mi, sensibilă inferioară, septima, nona, quinta coborâtă, să vă explic acum. Deci avem această dominantă cu septimă, cu nonă și cu grita coborâtă, această notă comună care vine și în treapta a doua, da? Vine cu septimă, nonă și undecimă. Ar mai fi derivatele din dominantele de tip 3, dacă schimbăm cele două sensibile între ele, vă mai duceți aminte că ar fi o sensibilă inferioară pentru do și o sensibilă superioară pentru do. Uitați cum ar fi un acord format cu cele două sensibile inversate. Dacă re-ul vine sus și si-ul merge jos. Eu aș numi o dominantă napoletană, care are deja sensibila și nu mai are nevoie de acea rezolvare. Se poate rezolva direct, din cauza acestei sensibile. Aș mai propune încă o dominantă impresionistă. Deci cele două sensibile rămân, vedeți, inversate, nu mai sunt așa, ci inversate. O dominantă impresionistă. Și sunetul ei ne spune. Așa, care se poate rezolva direct. Sau, dacă s-ar rezolva figurat, în care pierdem centrul tonal. O altă dominantă, folosind tot cele două sensibile, derivate din cea de tip 3, ar fi aceasta. O dominantă de tip 3 inversată. Și aș nota-o cu un 3 întors. Un gvin sextacord de dominantă. Aș vrea să discutăm în continuare dominantele atipice cu notele sărite sau cu elemente de anticipație. Primul exemplu care aș vrea să-l iau este sextacordul de treapta a treia. Vedeți cum sare miul la do. Nu se rezolvă. Sau ar putea fi anticipat miul acesta din dominantă, da? Da? Ar putea fi două elemente de anticipație. Mi și sol, care sunt parte și din dominantă și din acordul țintă. Sau am putea aduce o dominantă de tip 1, da? Cu o sextă adăugată. Sau dacă l-am anticipat acest element. Da, și rămâne, vedeți? E sexta adăugată din dominantă și terța din acordul țintă. Sau am putea avea o dominantă de tip 2, da? Treapta șaptea. Da, cu această notă sărită. Sau ar putea fi o anticipație. Uitați, în
fiind dominantă, de tip 2, ar fi această suspensie și rezolvarea ei ar veni terța acordului, țintă. Sau o dominantă de tip 3, iarăși cu nota sărită. Sau o anticipație în dominanta aceasta de tip 3, care se transformă în terța acordului țintă. Sau o dominantă de tip 4, da? Combinată cu o dominantă de tip 3, da? Care s-ar potrivi mai bine în minor. Ar mai putea fi o dominantă de tip 5. Da? Uitați. Și în rezolvarea ei rămâne această anticipație dinainte. Aș mai vrea să aduc în discuție o dominantă de tip 5 combinată cu anticipație pentru treapta întâi. Și uitați rezolvarea ei sau... Da? Deci avem aici un acord de treapta șaptea pentru acordul țintă, do, treapta șaptea majoră și cu septimă, și o dominantă de tip 1, deci o dominantă de tip 5, o dominantă de tip 1, care se pot rezolva ambele sau o rezolvare figurată. Un alt lucru care aș vrea să-l mai aduc aici în discuție este formarea unei dominante din două acorduri. Avem aici un acord, un sext acord, treapta a doua alterată, sau napoletană, combinat cu un acord de treapta a treia cu terța alterată. Împreună, uitați ce acord de dominantă ar forma. Și cu asta anticipăm stratificările. Un alt subiect care aș vrea să-l duc în discuție este stratificarea dominantelor. Putem să avem 2, 3, 4 sau N straturi. Da? Avem stratul de jos. Da, și rezolvarea lui. Aș propune să-l notăm un D și o liniuță și jos să notăm acordul de bază și sus acordul care este deasupra sau două liniuțe. Putem să notăm în felul următor. Deci jos am putea să avem o dominantă de tip 1. Uitați. Și sus avem treapta a treia. Da? Uitați. Dominantă de tip 1. Da? O septimă. Și sus avem un acord de treapta a treia. Sau am putea jos să avem o dominantă de tip 1. Și sus avem o dominantă napoletană și rezolvarea ei. Sau o dominantă impresionistă. Sau să avem o dominantă inversată, uitați. De tip 3 inversată. Sau am putea avea jos o dominantă de tip 1. Sus avem un acord de treapta a doua coborâtă, treapta a doua, treapta a treia coborâtă, treapta a treia alterată, treapta a patra, treapta a șasea alterată, treapta a șaptea. Deci putem să avem foarte, foarte multe combinații de acest gen. Un alt lucru care aș vrea să-l duc în discuție sunt lanțurile de dominante, în care acordul țintă devine următoarea dominantă pentru următorul acord țintă. Acest lucru se poate face nu numai prin lanțul gvintelor descendente, ci și printr-un lanț dominantic cromatic ascendent sau descendent în care următorul acord ținte devine dominanta secundară. Luăm această notă comună și construim în sus cromatic. Da? Mi major. Uitați. Sau de
descendent, avem o altă notă comună. Dominante ceva mai agresive care s-ar potrivi mai mult în muzica jazz. Trecem acum la analiza noastră dintre cele două armonii. Aceasta ar fi melodia. O armonie clasică simplă. Începem cu un acord de dominante de tipul 2, care se rezolvă pe adevărata dominantă într-un acord de terț, quart, sext acord. Deci acest acord de tipul 2 s-ar putea spune despre el că este o contradominantă pentru dominanta adevărată. Avem acum o stare directă cu o septimă, treapta întâi, din nou dominantă de tipul 2, care se rezolvă pe același acord. Sună aceasta într-o armonie mai complexă. Începem tot cu un acord de tipul 2, o dominantă de tipul 2, acest acord cu micșorat cu septimă micșorată pentru acordul țintă. Și acum acordul țintă va fi treapta a doua. Dar cu stratificare. Vedeți, aici e treapta a doua și aici e treapta a întâi. Și cu septima. Da? Mai departe avem o dominantă de tipul 1 și acord, un acord de treapta a doua sau, dacă vreți, cu nonă. Treapta 1. Mai departe am avea un acord de o dominantă de tip 5. Și uitați. Deci avem sensibila tot pentru treapta a doua. Și de pe ea construim un acord major, cu septimă, cu nonă și cu această anticipație despre care tot vorbeam, da? Care o găsim și în dominantă și în acordul țintă. Da? Să mai explicăm puțin acest acord. Deci e un acord major, un acord de treapta șaptea pentru următoarea treaptă, pentru acordul țintă. Acesta este acordul țintă. Și sensibila inferioară ar fi mi, construim acordul major cu septimă, cu nonă și cu cuvinta coborâtă, care este nota comună și pentru treapta a doua. Da? Septimă, nonă, un decimă. Sau dacă vreți, această stratificare. Fa minor cu mi bemol major. Deci treapta a doua și treapta a întâi. Am putea aduce două elemente ca și anticipație. Uitați, aici un element sau două elemente. Da? Ar fi sol și si bemol. Ar fi și mai agresivă. Acest acord ar fi acordul alfa, major minor. Da? Și se rezolvă pe această stratificare. Mai departe. Da? Dominantă de tip 3, da? Care se rezolvă pe treapta a treia, vedeți, cu cele două sensibile. Și avem aici un acord de dominantă de tip 1 și aici avem o dominantă pe care eu aș propune-o și am propus-o ca și o dominantă impresionistă. Da? Dacă ar fi în do major, acest acord ar fi o dominantă de tip 4 care s-ar rezolva, uitați, pe terța, acest redies s-ar rezolva pe terța acordului țintă, doar că aici el rămâne. Și avem încheierea melodiei refrenului. Clasică, simplă. Avem o dominantă secundară pentru treapta a patra. Da?
Încă o dominantă. Da? Un bar sext acord de întârziere, de dominantă. Și când îl rezolvăm, rezolvăm doar terța. Aducem și septima. Și mai apoi rezolvăm și această cvintă, această sextă adăugată. Într-o armonie mai complexă, lucrul acesta ar suna cam în felul următor. Deci eram aici. S-ar putea rezolva imediat pe treapta a patra și aceasta să o constituie o dominantă pentru treapta a patra. Da? Treapta a patra și cu nona. O dominantă secundară pentru treapta a doua, alterată, o dominantă de tip 3. Da? Avem această contradominantă, care se poate transforma într-o altă dominantă mai blândă. E treapta a doua cu cuvinta coborâtă pentru dominantă, care vine la fel cu întârzieri. Rezolvăm prima dată terța, da. Aducem și septima și nona și dublăm melodia și o rezolvăm și aici sexta la cuvinte. Sau o altă rezolvare pe care aș propune-o de la această treaptă a treia alterată, mai ducem încă o dominantă. Mergeam direct pe treapta a patra, dar de aici eu aș mai propune să mai ducem încă o dominantă. Așa, mai ducem încă o dominantă, după care mai ducem încă o dominantă. Da? Într-un mers cromatic. Așa, aducem o dominantă, tot acest cromatism, acest mers cromatic, sau, și avem aici un major melodic cu treapta a șasea coborâtă, treapta a șaptea coborâtă și revenirea. Acest subdon care e folosit foarte adesea în muzica modală românească. Dacă ne uităm la Jarda, de exemplu, la Tudor Jarda, majoritatea cadențelor finale sunt cu subdon. Dar avem această notă de legătură, această notă comună, ca să nu fie prea agresivă. Atât a fost episodul Why Should I Feel Discouraged? Vreau să ținem legătura. Dacă mai aveți întrebări sau comentarii, puteți să le lăsați și în măsura în care putem să răspundem și putem să vă fim de folos, vă stăm la dispoziție. Vă dorim o zi bună!